Vă salut și bine v-am găsit la un nou clip, cu toate că e duminică. Astăzi am zis să vă... am spart acele lemne care le aveam și să vă arăt cam cu ce m-am pregătit eu pentru iarnă. Aici avem numai esență, numai fag și salcâm, toate uscate sunt astea. Aici am pus puțin salcâm. Aici avem niște dase de brad și aici iar avem salcâm. Foarte multe. Acum am luat și acel celofan și o prelată să le acopăr. E destul, destule lemne, dar am zis mai bine să rămână decât să nu ne ajungă. Cam așa arată. Nu știu să apreciez așa cam câți metri cub poate să fie aici, dar cred că să fie vreo 3, 6, 9, 12, cred că sunt mai bine de 20 de metri cubi aici, mult mai mult. Da, nu știm cât consumă termoșemineul, este prima iarnă și am zis mai bine să... A intrat puțină apă aici, că nu au fost acoperite. Dar acum imediat o să acopăr cu acel celofan și o să revin cu clip. O să adaug la acest clip continuare. Da, deci cam așa arată. Așa am 1, 2, am 3 metri lățime. Așa. Aici avem un pițuiaș care i-am pus croncoței. Uite, mă, micuțule, mă. I-am pus cu urcoței, i-am pus aici sus, că dacă nu, ăsta e periculos. Are și el, dar parcă e mai bun, sunt al pisicilor. Așa? Și ăsta sunt cățelușii mei mici. Și jucăuși. Așa? Mai am unul acolo și ăsta sunt restul. Cam așa arată. Am pus prima oară un nylon de ăsta negru, mare. Și acum pun o ca o prelată dublă, dar întregul.